Îi dăm cuvântul domnului profesor Dr. Bogdan Mion. Vă rog. Dragi proșeni și părinți, iubită doamna Veronica, iubiți frați, este prima dată că vă prezint în biserică. Nu e o încântare, fiindcă biserica Sfântului Silvestru este biserica mea. Am venit pentru prima dată aici în 1976, era un tânăr medic. Părintele Dumitru Stăniloae mă spovedea și chiar veneam și veneam Sfânta Părtășani la Părintele Galerii, iar după aceea să vină și Părintele Nicolae. Că Părintele Nicolae a vrea să ne lege și o legătură mai tainică, mai personală. Bunicul nostru, bunicul soției, care a fost și bunicul meu, bunicii mei, Bătruc, nu i-am cunoscut, nu m-au cunoscut. Făcuse 60 ani de închisoare ca și părintele Nicolae. Și ambii, și mi-am spus, părintele Nicolae, erau exemplificările acelor care, dacă nu au fost răbuși trupește în temniță, toată trăirea de acolo, tot ce s-a întâmplat acolo, tot ovoarea, ca în jurnalul fericirii altui mare Nicolae, avea să-i purifice, avea să-i esențializeze. Și așa a profut Părintele Nicolae până în 1990, când avea să devină duhovnicul meu. Deci, din de-aproape 30 de ani a fost Părintele meu duhovnicesc. Ce să spui despre Părintele Nicolae? E foarte greu să spui, să faci un discurs. De Părintele Nicolae sunt multiple discursuri posibile. Nu pot, eu nu pot să, decât să apreciez ca un mirean. Frumusețea slujirii, calitatea slujirii. În ultimii ani avea o voce slăvită, o recunoșteai într-o mie. Și pentru faptul că în această biserică se slujește îngerește, toți preoții de aici slujesc îngerește. Replicile pe care le dădea Părintele Nicolae în slujire erau de neconfundat, erau de dinamic. Vocea slabă, Duhul puternic, omilire dinamic, extraordinare sinteze de bogăție spirituală, de bogăție duhovnicească, de limbaje teologică și în același timp ceea ce este extraordinar, care aparține ortodoxiei, căldura sufletului. De la 11 ani, nu aveai sentimentul duratei timpului. Când se termina, o mică părere de rău că s-a terminat. Extraordinar ca interlocutor. Extraordinar ca îndrumător de viață. Cu adecvare pentru fiecare situație. Niciodată nu-ți dădea un răspuns formal. Niciodată nu-ți dădea un răspuns de trecere ușoară. L-am văzut suferind, trupește. A avut un năpras de accident. Nu numai era supraviețuit, dar a fost o exemplificare vie a suferinței trupești care purifică. Eu sunt medic. Și știu că suferința are sens. Nu are sens de pe prin crucea răstignirii, sigur. Dar e ceea ce putem să transmitem tuturor celor care suferă. Nu ți se poate întâmpla nimic în o viață. Singurul lucru care se poate întâmpla e să-ți pierzi sufletul. Părintele
avea căldura aceasta, avea omul. Omul acesta, rigurus, zâmbea cu o căldură. Este omul care, atunci când trece în viața veșnică, unește pe oameni, așa cum noi suntem acum în seara aceasta, înfrățise în amintirea Dumnealui și înfrățise în iubirea pe care Mântuitorul ne-a dăruit-o tuturor, în nădejdea mântuirii și în nădejdea că vom fi fost o leacă vrednici pentru ce a fost Părintele Nicolae, duhovnicul nostru. Vă mulțumesc mult pentru atenția aceasta. Mulțumim și noi, domnule profesor.